conferențiar doctor. Vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația noastră. Sunteți unul dintre medicii și managerii cei mai reputați, deși nu are grad de comparație reputat. Știu că nu vă plac laudele. Vreau să le spun oamenilor care nu știu foarte multe despre dumneavoastră un lucru care mie mi s-a părut definitoriu și vi l-am povestit și dumneavoastră, faptul că ați renunțat la o funcție de management într-o instituție de stat, ceea ce n-ar face foarte multă lume, doar pentru că nu vă respectau promisiunea pe care vă făcuseți dumneavoastră în raport cu meseria și cu ceea ce doreați de la acea poziție. Sigur că astăzi sunteți directorul Spitalului Complexului Monța și puteți să faceți lucrurile pe care vi le doriți, dar asta arată foarte multe din un detaliu care arată multe din caracterul dumneavoastră. Și prima mea întrebare este, veniți dintr-o familie de medici, care e amintirea dumneavoastră cea mai dragă despre această meserie și ce v-a făcut să urmați aceeași meserie? Bună dimineața și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Toată copilăria mea a fost marcată de medici și de pacienți, pentru că numai despre aceste lucruri se vorbea la noi în casă. Și vedeam pasiunea cu care părinții mei vorbeau despre pacienții lor și mai ales despre succesele lor medicale. Și mergeam pe stradă și mi s-a întâmplat de foarte multe ori, inclusiv la școală, ele fiind, să nu știu să răspund la o anumită oră și profesorul respectiv să-mi spună: Carmen, îmi pare rău, n-ai știut, dar nu pot, trebuie să-ți dau 10, zice, pentru că nu pot, îi datorez viața mamei tale. Și mi-era rușine, mi-era foarte rușine și spuneam, nu, vă rog frumos, mai mă ascultați odată mâine și promit că învăț. Și atunci de rușine învățam, dar am simțit așa o anumită protecție. Oamenii mă protejau pentru binele pe care îl făceau părinții și atunci am zis, nu e corect, trebuie să mă protejeze pentru binele pe care îl fac eu. Și am învățat că asta este lucru care pe noi ne-a marcat în familia noastră. În familia noastră se spune, bună, te iubesc. Se spune bună, mulțumesc, se spune bună, mulțumesc și practic așa am învățat, să fim buni, să facem bine și de ne astăzi, bucurăm. Astăzi, cum ați dat mai departe, fiica dumneavoastră, copilul cel mai mare, este medic? Da. Băiatul dumneavoastră, nu știu, o să spuneți dumneavoastră dacă vrea să facă medicină sau nu, dar cum ați dus mai departe această tradiție sau ce i-ați învățat pe ei, pentru că iată, fiica s-a dus tot să facă bine oamenilor. Copiii mei la fel, au avut parte de părinți medici și atunci au văzut aceleași lucruri în casă, cum că noi ne tratăm pacienții cu pasiune și cu dorința de a-i vedea bine și cred că pur și simplu și ei nu-și doresc decât aceleași lucruri. Fiindcă ați vorbit de fata mea, mă amuză un pic, pentru că acum, cred că vreo două luni, mi-a spus, eu, certându-o, ea termină și ea rezidențiatul și este medic de terapie intensivă, și mie mi s-a părut că nu este la fel de devotată ca mine și nu face eforturile pe care le-am făcut eu. Este adevărat, dar nu este cazul particular al ei, este altă generație. Deci generația noastră era altfel față de noile generații. Noi stăteam în gărzi voluntar, noi aveam gărzi neplătite și eu țin minte că făceam aproape 15 gărzi pe lună și veneam atunci când știam că erau doctori foarte buni ca să învăț de la ei cât mai mult. Și de multe ori mă și întrebau, zice, mă, dar ce vrei tu? Zic, vreau să vi se întâmple lucruri rele vouă ca să știu ce faceți voi, să știu și eu ce să fac la rândul meu când voi avea parte de un caz care nu merge atât de bine. Generația nouă nu mai face așa, generația nouă are acces mult mai mult la informație, citește, dă un Google și poate avea acces la orice carte pe care noi pe vremuri o copiam la Xerox. Nouă ne-a fost greu, dar acest greu ne-a unit și ne-a făcut să dorim să fim doctori buni. Și eu, certând-o pe fiica mea, vis-a-vis de atitudinea ei, îmi spune așa, zice, vreau să înțelegi un lucru. Ești cea mai minunată mamă pe care o poate avea un copil, dar pentru mine ești exemplul meu de viață, dar este un exemplu cum nu vreau să fiu. Eu
vreau să fiu un doctor bun și vreau să mă ocup de copilul meu și de familia mea. Și am întrebat-o, zic, da, ți se pare că v-am neglijat? Zice, nu, dar tu ai făcut mult, prea mult și eu n-am să pot să fac așa niciodată și zice, nici nu vreau. Eu vreau doar să-mi văd de meseria mea și de familia mea. O felicit pentru decizia asta. Și pentru părinți care poate nu sunt medici ca dumneavoastră. Ce credeți că din ce ați educat-o, din ce i-ați arătat acasă, a făcut-o să aibă această conștiință de sine și respect și pentru dumneavoastră, dar și pentru ce-și dorește ea? Că poate e un exemplu de urmat. Eu mi-am învățat copiii să facă ce-și doresc ei și vă mărturisesc că eu nu mi-am dorit ca copiii mei să facă medicină. Bunicilor, da, deci părinții mei și-au dorit foarte mult ca ei să devină medici, eu nu. Eu le-am spus întotdeauna, vă rog și vă încurajez să faceți ce vă place, pentru că nu poate fi bucurie mai mare ca să te duci la servici și să faci în fiecare zi ceea ce îți place, pentru că la servici petrece foarte mult din timp. Și atunci, dacă îți place ceea ce faci, asta te mulțumește, te împlinește ca om, ca persoană. Iar eu cred că așa este bine ca orice părinte să-și încurajeze copilul să facă ceea ce îi place. Să-i descopere talentele, nu să-l manipuleze, dar să-l dirigeze elegant și fiind către ceea ce simte că îi place și își dorește. Este foarte important ca ei să facă și să aibă încredere în ei că pot să facă performanță în domeniile pe care ei și le doresc. Dar cum dezvoltăm gândul ăsta al performanței? Pentru că dumneavoastră la început ați spus a vrut să-mi dea 10 pentru că îi salvase viața mama profesorului și eu m-am zis, mă întorc mâine cu lecția învățată să mă ascultați pe bune, adică aveați o conștiință de sine, n-ați trecut peste și o ambiție de a face performanță să fie 10-le meritat. Cum dezvoltăm asta la copii? M-aș bucura să fi fost conștiință, nici nu știu dacă a fost conștiință, cred că a fost rușine, pentru că era un lucru care nu mi se cuvenea. Și eu întotdeauna mi-am respectat colegii de clasă și ei pe mine și nu era corect față de ei, nu era corect față de mine. Și atunci eu cred că asta trebuie să învețe orice copil de mic, să facă lucrurile corecte și să ce nu-i place lui să nu facă nici el la rândul lui celuilalt. Adică dacă învățăm să ne respectăm unii pe alții, atunci cu siguranță ei se vor dezvolta corect și vor învăța să dea mai departe aceste lucruri. Și ca să mă întorc la modul practic, de exemplu, diferența între copiii mei este de 17 ani. Eu vă spun că fiica mea, inclusiv toată facultatea și tot liceul, miercurea era zi în care stătea cu fratele ei mai mic și era o după-amiază pe care o petreceau împreună, nu conta unde, ei doi știau unde se duc. Și la rândul lui, acum Luca trebuie să facă același, copilul meu trebuie să facă același lucru cu copilul fiicei mele. Ce drăguț! Și Luca zice, da, chiar trebuie să stau cu bebelușul ăsta? Zic, da, pentru că și sora ta a stat cu tine. Zic, tu trebuie să înveți că cum ție ți-a fost bine, ți-aduce aminte. Da, zice, în fiecare sâmbătă sau duminică, că am uitat să spun și o zi de weekend, mergeau în parc la film, o petreceau împreună. Zice, da, zice, am adus și am văzut toate filmele. Zic, așa trebuie să faci și tu, Costa Micu. Da, zice, ai dreptate. Deci, lucrurile se transmit mai departe. Ce primești tu, înveți să-și oferi tu. Și de aceea, dacă în familie copiii sunt crescuți cu dragoste, cu toleranță, cu iubire, la rândul lor ei vor oferi aceste lucruri mai departe. E firesc, este de la sine. Ați povestit că la nașterea celui de-al doilea copil, al lui Luca, ați avut o problemă și că devotamentul medicilor l-a salvat pe cel mic. Iar asta v-a făcut să vă promiteți dumneavoastră că nu veți lăsa niciodată niciun pacient în urmă și că îl veți trata întotdeauna ca pe un membru al familiei. De aici a și venit tema conversației noastre, pentru că mi s-a părut foarte emoționantă declarația dumneavoastră. Puteți să ne povestiți puțin acel moment și ce v-a făcut să faceți această promisiune de care vă țineți deja de 15 ani și cred că vă țineați și înainte, dar e mai conștientă și mai îndrăjită, așa? Nu este un subiect confortabil pentru mine, dar
ca să scurtez oarecum povestea și să înțelegem ceva din povestea mea, este că atunci când, imediat după ce am născut, eu având operație de cezariană, copilul meu a făcut câte o complicație pulmonară cu pericol iminent de a-și pierde viața. În acel moment s-a declanșat o cascadă de multe alte evenimente care mie mi-au arătat neputința sistemului de sănătate românesc. În sensul că ventilatorul se stricase și nu mai era altul, în sensul că trebuia un eco de cord de copil și nu era decât un singur specialist în toată țara care făcea acel eco de cord și acel specialist era plecat la Brașov, în sensul că nu am găsit salvare cu care să-mi transfer copilul la spital. O coincidență de lucruri care s-au întâmplat copilului meu, dar care mi-au arătat că de fapt ăsta este sistemul. Și atunci mi-am dat seama că dacă mie mi-a fost atât de greu în condițiile în care eram amândoi medici în spitalul în care am născut și medici sociabili cu foarte mulți prieteni, au venit zeci de doctori să-mi vadă copilul în vizită ca și prieteni, și cu toate acestea mi-a fost foarte greu, am zis că ferească Dumnezeu pentru un om amărât să aibă probleme cu copilul lui, că sigur acel copil n-ar fi avut nicio șansă. Dar, vă spun, deci devotamentul medicilor a fost impecabil, dar alături de medici sau unul din medicul important în echipă a fost și Dumnezeu. Și o spun asta cu toată responsabilitatea și clar, a doua mână într-o echipă medicală este Dumnezeu. Aveam aici o întrebare, dacă dumneavoastră credeți în Dumnezeu, dar implicit ați răspuns. Pentru mine, și v-am povestit, meseria dumneavoastră este la limita, pe o graniță fină între viață și moarte, ceva care pe noi ne înspăimântă, pentru că suntem civili, să spunem, și nu suntem atât de în contact cu iminența morții, ajungem doar când e ceva foarte grav sau să ne gândim și nu avem atât de multă introspecție. Dar ce lucruri ați luat dumneavoastră din meserie și duceți în viață și ne puteți spune și nouă să ne facem viața mai ușoară, mai curată și mai limpede, pentru că oricum finalul va fi acolo, adică nu este... Asumarea și responsabilitatea. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că, într-adevăr, specialitatea de anestezie terapie intensivă înseamnă o specialitate unde ești permanent în mijlocul unui război între viață și moarte. Acest război, tu ca și medic îți dorești să-l câștigi și viața să învingă și de multe ori așa se și întâmplă, de mai puține ori nu. Și trebuie să îți asumi acest lucru, dar trebuie să ai conștiința împăcată că ai făcut tot ce se poate face omenește posibil. De ce spun acest lucru? Pentru că mi-aduc aminte cu angoasă pe de o parte, dar pe de altă parte îmi face plăcere că oarecum m-a marcat în evoluția mea viitoare, primele gărzi la Spitalul Darș, unde eu am lucrat, și primele decese pe care le-am avut în gărzi. Și vă spun ceva oarecum... macabru, dar asta e realitatea. În fața camerei de gardă, după ce un pacient deceda, trebuia să stea 2 ore înainte de a merge la prosectură. Și tot timpul, dacă aveam 5 minute sau 10 minute să mă odihnesc în camera de gardă, cum mă întindeam, aveam senzația că pacientul decedat vine peste mine și mă ceartă dacă am făcut sau n-am făcut tot. Și întotdeauna a fost o luptă cu mine, măi, dar am făcut tot, mai lipsa ceva, și îl întrebam pe pacientul decedat, dar ce crezi tu că nu ți-am făcut, ce ar mai trebui? Deci am avut o perioadă lungă de discuții între mine și pacienții decedați. Și atâta timp cât tu ești conștient că ai făcut tot ce se poate face omenește posibil, asta îți dă încredere în tine și asta te face să mergi mai departe și să înțelegi că tu trebuie să faci tot ce se poate face pentru un pacient ca să-i salvezi viața. De aici pleacă totul. Deci, atâta timp cât ești conștient că și asumat că faci bine, asta te motivează ca să mergi mai departe și să încerci să faci și mai mult bine. De aici pleacă totul. Și eu spun așa, că un anestezist bun, repet, nu un... Un anestezist bun poate să facă orice. Un anestezist bun este pregătit să devină orice. Astăzi, unul din 4 oameni din lume se întâlnește într-o formă sau alta cu cancerul.
fie că are pe cineva, fie că e el bolnav, e o boală care intră așa în populație masiv. Am și eu cazuri apropiate și prieteni și în familie și am citit mult și am descoperit despre medicina integrativă, care se ocupă, pentru cine nu știe, nu doar de actul medical al medicului, ci de o mulțime de alte lucruri, de la sport, de la care aparent par frivole. Psihologuri care trebuie să fie acolo, frivole pentru educația noastră din România. Credeți în acest sistem de medicină integrativă care să se ocupe de foarte multe alte lucruri? Absolut. Deci absolut. Medicina și mai ales în situația pacienților neoplazici, medicina este îmbinată în mod absolut cu metode alternative și ele trebuie să meargă în paralel. Niciodată nu trebuie să întrerupi chimioterapia sau medicația curentă pentru a trece la metode alternative. Nu, ele trebuie să meargă împreună și ele, de fapt, se completează una pe alta. Mai mult decât atât, pacientul oncologic este un pacient complex. Eu spun că poate este cel mai complex pacient. Și atunci tu trebuie să îi oferi în jurul lui toată infrastructura de care el are nevoie ca să se facă bine. Pentru că un pacient oncologic se poate face bine. Un pacient oncologic se poate vindeca. Și acesta este un lucru pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea. Pacientul oncologic nu este condamnat la moarte. Pacientul oncologic poate să trăiască absolut normal și decent. Și viața mi-a arătat aceste lucruri și am pacienți de care mă bucur și acum de ani de zile, unde atunci când au venit la noi poate mai aveau speranță de viață 2 luni și iată că au trecut ani de zile și trăiesc în niște condiții de viață absolut decente și se bucură de viață, se bucură de copiilor, de nepoților și își găsesc motivația ca să meargă mai departe și să trăiască cât mai mult. Toate acestea trebuie să meargă împreună pentru că contează. O să insist, merg puțin mai în adâncime. Mama unui, o prietenă de-a mea care are un băiețel care stă de multe luni, aproape 2 ani în Turcia la o clinică, a avut nevoie de un medicament homeopat, i s-a cerut un medicament homeopat pentru tratarea, suport pentru ce afecțiune avea copilul, are copilul. Întrebarea mea este, dumneavoastră, credeți în medicina homeopată? Nu numai că cred, o și practic și zâmbesc. N-am cum să nu zâmbesc. Mi-aduc aminte că eram răcită cobză înainte de a afla că eu sunt însărcinată cu al doilea copil. De ce zâmbesc? Pentru că multă vreme nouă ni s-a spus că nu mai putem face copii și că este exclus ca eu să mai am un copil împreună cu soțul meu. Și eram răcită cobză și eram cu mama mea. Și m-am dus la farmacie să-mi iau ceva, nu știu, eram cu ea să... Și eu îmi iau oșilococcinul. Și ea spune, dar ce e asta? Păi zic, îți răcită și păi ia și tu niște aspirine. Mă, zic, nu, zic, lasă-mă că iau oșilococcinul. Și am luat. Și după 2 zile am aflat că sunt însărcinată și spun mamei, zic, ha, ia uite-te. Zic, dacă luam, zic, poate că... Păi zice, da, dar... Cum ți-a venit? Zic, pur și simplu, zic, așa a fost. Și noi de atunci suntem fani homeopatie și noi consumăm la noi în casă medicamente homeopatice. Mai mult decât atât, vaccinul gripal, noi îl facem, îl luăm de ani de zile de la firme care au aceste produse homeopatice. Vaccin homeopatic. De unde credeți că există în România această reținere? Eu am fost surprinsă în momentul în care în Turcia, la una dintre cele mai prestigioase clinici unde a ajuns copilul, s-a cerut acest medicament, i s-a dat copilului acest medicament, că nu i s-a cerut de acasă. În România există o reținere față de homeopatie. De unde credeți că vine? Nu știu dacă există o reținere în jurul meu, n-am remarcat acest lucru și în toate spitalele din lume. Tratamentul clasic, medicamentos, este merge în paralel cu cel homeopatic și inclusiv
copilul meu, atunci când a fost de nevoie operat la Viena, pentru că n-aș avea încredere în sistemul de sănătate românesc, ci pentru că numai acolo s-a putut face intervenția chirurgicală, în spital el a primit medicamente homeopate. Deci nu cred că este o reținere, poate că este o... Nu știu, poate că v-ați întâlnit noastră cu situații... Și văd pe internet, că eu trăiesc mult în epoca internetului. Da. Și văd acolo, sigur m-am întâlnit în viața de zi cu zi, cum ziceam, cu recomandare clară de la medic pentru susținerea chimio cu medicament homeopat. Dar văd tot felul de minuni pe internet. În România. Sunt medici și medici și eu cred că lucrurile trebuie privite mult mai clar și trebuie să ne temperăm cu decizii de asta, n-ai voie decât asta, n-ai... Nu, eu cred că sunt lucruri pe care ni le putem permite să le facem, evident că tot ce se face cu moderație este mai sigur și putem să apelăm și la soluții alternative atunci când este nevoie. De ce eu sunt de acord cu homeopatia? Este un principal motiv foarte simplu, că sunt mai puțin hepatotoxice și nefrotoxice. Și atunci când un pacient este, cum e un pacient neoplazic, este supus unor cure de chimioterapie extrem de agresive, care ele deja au o toxicitate foarte mare și mai au nevoie de altceva, dacă poți să dai o soluție alternativă care este mai puțin toxică, de ce să nu o dai? Repet, ele trebuie să meargă împreună, în paralel. Una nu exclude pe cealaltă. O să schimb, că am oftat în timp ce dumneavoastră spuneați, având background în această zonă a afecțiunilor oncologice, dar o să schimb. Comeseria atât de time-consuming și suflet-consuming, că n-aveți cum să nu vă consumați la fiecare lucru pe care îl vedeți. Din ce vă încărcați când vă duceți acasă? Ce vă mai aduceți în afara copiilor? Ce vă mai aduceți și dumneavoastră bucurie? Cum vă puteți să vă mai relaxați ca să nu duceți acasă toate lucrurile pe care le vedeți în spital? Bucuria cazului rezolvat. Deci orice... caz rezolvat, îți dă o bucurie și te face să uiți de tot efortul sau de tot ce a fost greu în ziua respectivă. E la fel ca o mamă când naște. 9 luni de zile se chinuie și e greu și după ce a născut a uitat tot efortul pe care l-a făcut pentru că se bucură de copilul ei și nu vede decât totul ca pe o mare bucurie. La fel este și cu meseria mea. Muncești foarte mult, tragi foarte mult, dar în momentul în care vezi rezultatele, n-ai cum să nu te bucuri. Nu poți să-ți dorești altceva mai mult. Mai pictați? Că știu că ați pictat în copilărie. Săptămâna trecută vorbeam cu copilul meu, care mi-a spus, mi-ar place să te văd din nou pictând. El nu m-a văzut niciodată, știe și a văzut doar câteva tablouri de ale mele. Și m-a întrebat, zice, de ce n-ai mai pictat? Și atunci am povestit... oarecum despre copilăria mea și am zis, zic, Luca, tu ești premiant, tu ai luat premiul întâi în clasa 8-a, zic, eu n-am luat premiul întâi în clasa 8-a, cum n-am luat premiul întâi nici în clasa 1-a. Zic, pentru că aveam o colegă care întotdeauna i-a luat premiul întâi și eu luam premiul 2, adică niciodată n-am fost, ea întotdeauna a fost peste mine. Și atunci am căutat alte domenii în care să excelez eu versus ea. Și m-am dus, de exemplu, la Olimpiada la germană, crezând că o să reușesc eu. Nu, tot ea a reușit. M-am dus după aceea la Olimpiada la matematică, acolo am fost cam egale. Dar oriunde mă duceam, cred că scopul vieții era să fie peste mine. Nu știu de ce, dar în fine. Și atunci zic, ok, zic, mă duc la... Era un concurs de patinaj viteză, zic. Nu poate ea să... Și într-adevăr, m-am dus și l-am câștigat eu. După care a fost acest lucru cu pictura. M-am dus la atelierele de pictură și am început să pictez, a început să-mi placă și a fost un concurs de pictură. Era pictor pe vremea aceea, Mărginan, făcea niște ateliere. El era celebru și m-a felicitat foarte mult și a zis, bravo, ai luat și ai câștigat și acest premiu. Dar după ce am avut satisfacția... învingătorului,
mi-am pierdut interesul și cred că așa am și putut să fac foarte multe, pentru că eu fac și multe sporturi, știu să fac foarte multe lucruri, dar n-am făcut nimic de performanță. Așa încât, nu știu ce să zic, e bine, e rău. N-am făcut nimic de performanță, ați salvat niște vieți, nu vi se pare o performanță? Nu sunt singura, sunt mulți colegi de-ai mei care salvează vieți și o fac cu mare pasiune și cu mare performanță. Dar o fac și eu îmi doresc să fac în continuare acest lucru, cât pot. Dar, repet, nu, cred că așa am reușit să fac și mă întorc. Copilul meu mi-a zis, te mai apuci de... Mă, zic, mi-ar place. Zic, am momente când aș vrea să mă apuc din nou să pictez. Și probabil că am să o fac. Și acum sunt și mai motivată când am văzut cât de aplecat către artă este el. Am fost, de exemplu, am vizitat câteva muzee celebre, Louvre sau câteva expoziții de la Ermitaj. Este extrem de pasionat, știe foarte mult, știa exact ce trebuie să vadă. Când l-am văzut cu ce plecare se uită către anumiți artiști și cum vrea să știe foarte mult despre ei, am zis că este cazul să-i arăt că și mama lui poate să facă, evident, nu la nivelul acela, dar măcar să-i bucur ochiul cu un tablou făcut de mine în prezența lui. Minunat! Mai am două întrebări și... Știu că nu sunteți în zona noastră de confort, dar vă mulțumesc foarte mult că v-ați luat timp să facem acest interviu și să arătăm lumii o altă față și a medicilor, dar și puțin din ce ar putea părinții să învețe. Noi, ca civil, cum spun eu, ce să facem ca să nu ne mai fie frică de medici? Pentru că v-am spus că noi de obicei, ne e frică de medici pentru că ajungem față în față cu dumneavoastră. Eu sunt privilegiat acum că sunt fără problemă de sănătate, dar ajungem când suntem în disperare și ne uităm la fiecare dintre dumneavoastră ca la salvatorii noștri, dar cu teamă că ne veți judeca pentru lucrurile pe care nu le-am făcut la timp, să zicem. Ce să facem ca să nu ne mai fie frică? În primul și în primul rând, această frică pentru medici cred că este indusă popular de ani de zile, de când vă aduceți aminte, părinții noștri, dacă nu eram cu minți, spuneau, ne amenințau că ne duc la doctor să ne facă nu știu ce injecție sau că vine... Deci a fost o abordare greșită vis-a-vis de copiii noștri, cum la fel și acum este o abordare complet greșită în care... media promovează foarte mult cazurile de malpraxis medical sau cazurile urâte din medicina românească, fără să promoveze cazurile frumoase. Și aici zâmbesc și mă duc la o discuție din fața blocului al fetiței mele cu un alt copil, în care copilul respectiv îi spunea fetiței mele, zice, tatăl meu e cel mai bun doctor din... Nu, în fine, nu știu ce domeniu, zice că, uite, zice, toată ziua, zice, e la televizor și așa, la care fetița mea zice, tatăl meu e cel mai bun doctor, pentru că el nu stă la televizor, fiindcă operează. Și operează foarte mult și el nu are timp de televizor. Așa că al meu e cel mai bun. Revin, medicii adevărați și medicii care muncesc de dimineață până seara, nu au nici timp și nici disponibilitate să apară foarte des la televizor sau să fie promovate succesele lor, pentru că pentru ei important este pacientul rezolvat. Și acel lucru îl mulțumește pe el și îl definește pe el și îl face să fie un doctor mult mai bun. Deci sunt mulți doctori care vor glorie, sunt mulți doctori care vor bani, dar nu asta este marea majoritate. Marea majoritate a medicilor doresc să-și facă în condiții decente, absolut corecte, profesia lor. Și tamă ce v-am zis de fiică mea, care mi-a spus că ea asta vrea, să fie un medic bun și atât. Nu dorește nimic mai mult decât acest lucru. Deci eu cred că undeva s-a greșit și undeva, acum nu știu dacă s-a greșit voit sau, dar undeva s-a greșit și nici nu
am fost noi extrem de vocali să temperăm lucrurile atunci când zona de cancan a derapat foarte mult în a-i măzgăli pe doctori. E adevărat, ca în orice domeniu există doctori și doctori. Există și doctori buni și doctori mai puțin buni, există și medici care pretind diverse avantaje, sunt medici și marea majoritate a medicilor nici nu vor să audă anumite avantaje. Aici lucrurile trebuie să foarte clar definite. Eu cred că aici s-a scăpat un pic controlul și doctorul pare ceva desperiat. Și mai este ceva extrem de important, faptul că nici un om nu vine la doctor de plăcere, ci vine fiindcă are o problemă. Ca atare n-are cum să nu-ți fie de frică de doctor, pentru că te duci cu o problemă și îți dorești ca acea problemă să fie rezolvată. Deci, e firesc pe undeva, dar să știți că doctorii sunt oameni buni, nu sunt babau. Suntem siguri de asta și de fiecare dată după aceea purtăm foarte multă recunoștință medicilor pe care i-am întâlnit și păstrăm în gând totdeauna o parte bună. Știu că e ultima mea întrebare, e către dumneavoastră, către sine, dar pentru asta trebuie să fac puțin un preambul. Știu că sunteți genul de manager care nu lăsați nimic de pe o zi pe alta. Dacă ar fi un to-do list, stați acolo până rezolvați tot ceea ce e pe to-do list. Știu că sunteți foarte disciplinată și foarte organizată, spuneați că a fost bună la matematici, arată și o structură mentală dincolo de partea de medicină. Dar cred că acest gen de performanță nu se face dacă nu sunteți aspru cu propria persoană ca să ai această disciplină. N-ai cum dacă nu ești riguros și cu tine, nu doar cu cei din jur. Și atunci, întorcând foaia, dacă ar fi să vă fiți recunoscătoare, deci să nu mai fiți partea aspră a lucrurilor și cu dumneavoastră, să vă fiți recunoscătoare și să vă mulțumiți pentru ceea ce sunteți în acest moment al vieții dumneavoastră, pentru ce v-ați fi recunoscătoare? Da, grea întrebare. Sunt un om asumat, sunt un om responsabil și atunci când s-a întâmplat ceva ce nu a mers așa cum mi-am dorit eu, niciodată n-am dat vina pe cineva. Și eu am foarte multe lucruri în care am eșuat, n-am numai succese, am și diverse laturi ale vieții mele în care, nu știu, poate că nu am excelat sau nu mi-a ieșit așa cum mi-am dorit, dar niciodată și absolut niciodată nu am dat vina pe cineva. Întotdeauna am spus eu am greșit, undeva ceva este greșit la mine. Și întotdeauna am încercat să caut unde am greșit, să fiu atentă la gesturile mele, la acțiunile mele, la gândirile mele și să plec de acolo. Așa cum și în actul medical. Întotdeauna când am privit un pacient, eu l-am privit ca pe cineva de-al meu. Și ăsta este lucrul pe care l-am spus tuturor colegilor mei. Dacă tu te uiți în pat când te uiți la un pacient ca la cineva din familia ta, nu ai cum să nu faci lucrurile bine. Pentru că totul pleacă din bun simț. Dacă ai bun simț și privești cu dorința de a face bine pentru tine, atunci faci bine și pentru celălalt. Deci eu îmi mulțumesc că am avut puterea să recunosc atunci când am greșit, să mă bucur de tot frumosul și binele din viața mea și aici slavă Domnului și în culcare și în trezire. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru tot. Pentru copiii mei minunați, pentru posibilitatea de a profesa corect, pentru posibilitatea de a face ceea ce îmi place. Pentru prietenii mei, am niște prieteni extraordinari. Pentru familia mea, deci mulțumesc lor pentru că am avut parte de lucruri bune și frumoase în viață și sunt un lucru extraordinar. Adică, nu știu, eu cred că nu trăiești degeaba dacă ai parte de aceste lucruri. Eu vă mulțumesc foarte mult și cred că aveți parte de aceste lucruri și pentru că dați. Nu doar, adică primitul vine după ce am dat mult. Vă mulțumesc frumos și vă doresc tot binele din lume și să vă întâlniți cu noi cât mai puțin, să fie puțin pacienți, deși cred că nu există această posibilitate, dar
să fie pacienți cu soluții. Și eu vă mulțumesc foarte mult și evident că doresc la cât mai puțin pacienți sau, mai corect spus, la cât mai mulți pacienți rezolvați. Mulțumesc foarte mult! Sănătate multă tuturor!